Partidul Liberal merge la alegeri cu Mihai Ghimpu, Anatol Șalaru, Corina Fusu, Ion Hadârcă și Valeriu Munteanu, dar fără Dorin Chirtoacă. După 6 ore de discuții cu ușile închise, liberalii au întocmit lista candidaților pentru alegerile parlamentare anticipate. Pe lista Partidului Liberal au apărut și candidați noi. Printre aceștia, juristul și doctorul habilitat în drept, Victor Popa, președintele Uniunii Jurnaliștilor, Valeriu Saharneanu, consilierul prezidențial pe probleme de politică externă, Vlad Lupan, și istoricul Ion Varta. Persoane noi, Victor Popa, jurist, doctor habilitat în drept, Saharneanu Valeriu, cunoașteți? Lupan Vladimir, îl cunoașteți? Doi directori de licee, Berezovski Valentin și Guzgan Valentin. PL va depune mâine la CEC documentele necesare pentru a fi înregistrat în calitate de candidat electoral. Primii 10 liberali care ar putea intra în Parlament sunt Ghimpu, Șalaru, Fusu, Hadârcă și Munteanu Valeriu. Mâine, da, depunem actele. Da, de dimineață. Liderului PL i-a luat ceva timp să răspundă la întrebarea câte fotolii de deputat așteaptă să obțină. Dar cât sperați? Noi să avem peste plus minus 20 mandate. Prin vicepreședintele partidului, edilul capitalei Dorin Chirtoacă, lipsește din lista întocmită de liberali. El a lăsat să se înțeleagă că va candida pentru un nou mandat de primar la alegerile locale din 2011. Voi sprijini partidul, colegii de partid în această campanie electorală? Pentru a duce schimbarea până la capăt, fără însă a candida pe listele formațiunii pentru funcția de deputat. Despre alegerile locale 2011, discutăm în anul 2011, atunci când vom avea campanie electorală pentru alegerile locale. Alte formațiuni care au anunțat că și-au definitivat listele electorale sunt Partidul pentru Neam și Țară, Partidul Comuniștilor, Partidul Democrat și Alianța Moldova Noastră.